Scrie Biblia că a zis Domnul Isus, dar eu vă spun, nu un om, nu un ministru, nu un păstor, vă spune gura Domnului Isus, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui a și săvârșit păcatul în inima lui. Dar eu vă spun că oricine se uită, trăim o vreme când problema ochilor E o problemă mare la ora actuală. Pe stradă e atâta goliciune. În reclamele de pe mass media e atâta goliciune. Ba se întâmplă și în biserică să mai avem lucruri nedorite, unii să vină sau unele să vină într-un mod indecent și să stârnească gânduri și priviri nepotrivite. De aceea a zis Domnul Iisus, oricine se uită, ispita este mare, la tineri, spisa este mare la bărbați și chiar la femei. Oricine se uită, astăzi pot să spun pe telefon, oricine se uită pe tabletă, oricine se uită când mama e plecată de acasă și tata, oricine se uită când soțul și soția nu e acasă sau invers, vreau să vă spun ceva și poftește inima lui în inima lui comite păcat și păcat. Și aceasta închide veșnicia și moștenirea împărăției lui Dumnezeu. La multe suflete, mă rog ca Dumnezeu să lase un duc de eliberare. Știu că la dumneavoastră nu dar ca și păstori care avem peste o mie de copii, cu tineri și adolescenți, o mie și ceva, și stăm de vorbă cu ei și se confruntă cu acest păcat al privirii, păcatul poftelor, păcatul senzual. Și mulți cred că, de fapt, dacă te uiți, nu-i păcat ajung și lucruri mai adânci. Și aș vrea din toată inima să vă rog, păziți-vă ochii, păziți-vă mintea, păziți-vă ființa și sufletul de acest păcat. În numele Domnului Iisus, poți să poftești o femeie și să păcătuiești în inima ta. Poți să păcătuiască două femei ca apărut aceasta în vremea aceasta demonică când dule Infernului s-a ridicat împotriva bisericii. Când femei își poftesc trupul una la alta, la femei Am ajuns să avem în biserici bărbați Care își poftesc trupul la bărbați Exact cum scrie în cartea lui Dumnezeu În cartea romanului, capitolul 1 Am ajuns să fie plin de toate aceste lucruri Noi am exclus, probabil dumneavoastră n-aveți și mă bucur Că nu aveți așa de cazuri Am exclus mulți homosexuali Care vin la biserică Care se închină cu noi, dar în mintea lor în viața lor domnește puterea demonică, puterea de destrăbălare, puterea, puterea, satanei, de aceea vă rog din toată inima, a zis Dumnezeu să nu prea curvești, să nu curvești, dar mă duc mai adânc, toate aceste lucruri se fac în ascuns. Nu te fă vinovat de aceste lucruri, liberează-ți mintea și inima în sângele Domnului Isus, ca să ai viață veșnică și să mergi din adunare bucuros, să vii să Domnul.